Curte prezentare a modului contabilitate din programul Albasoft Expert. La culegere avem acces la notele contabile din luna curentă, iunie 2011. Sunt grupate în trei grupe, evidență primară și salarii. Sunt grupuri de note emise automat de către modulele respective ale programului. La decontări interne avem note culese prin adăugare de către contabil. Tot aici vom avea și notele de închidere. Opțiunea închidere permite elaborarea notei de descărcare a gestiunilor valorice cu formula adaosului mediu și generează automat notele de închidere a conturilor de venituri, cheltuieli și TVA. Acum avem aici și aceste note de închidere. Elaborarea elaborează balanța, o validează și emite o serie de atenționări. Aici avem atenționare, sold creditor la contul de bancă. S-a elaborat balanța lunii curente și s-au reelaborat balanțele până la ultima lună pe care avem date în program. Listare, lista notelor contabile, cele trei grupuri de note, rulaje, articol, balanța în cele trei forme cu 3, 4 sau 5 egalități, fișe de cont, pe diverse perioade și cartea mare a unui cont sau a tuturor conturilor. Registru jurnal la nivel de note contabile. Registrul jurnal la nivel de document și registrul inventar. La formulare avem bilanț forma lungă, bilanț forma scurtă, statistică, o reprezentare grafică a evoluției profitului, cifre de afaceri, veniturilor, cheltuielilor, blocare. O opțiune foarte importantă pentru că ne permite să blocăm accesul la lunile anterioare, accesul la operare, adăugare, modificare date, nu accesul la vizualizarea datelor. Utilă pentru a nu opera din greșeală pe luna ianuarie 2010, când doream de fapt să operăm pe ianuarie 2011. Conturi, aici avem planul de conturi și operațiuni asupra acestuia. Revenire la meniul principal.